Cum dizolve programelul când îți găsești perechea, semeni cu mama sau cu sora sau cu fratele? Dizolvi programelul să semeni cu, da, ca în oglindă, întâlnești, intri în familie, te spămânica. Te-ai întâlnit într-o, ai intrat într-o familie, pe cât timp, nu știu, ca și relație, v-ați simțit bine, da? Nu contează cât timp, pot fi scenarii, știi? Și semeni cu sora. La un moment dat încep să semeni cu mama. La un moment dat, știi, cum era iubit ăsta, bărbatul, divin masculinul vede în tine iubita, mama, soția, manta, el toate trebuie să le vadă în tine. Chirdâc, nu trebuie să vadă nimic, nimeni. Ții în lumină programelul, semeni. Și cum adică, stai un pic, ce asta? Pe cuvântul meu, cu cine rezonează? Bun, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. E de un fel, de o speță, familia, da? A intrat într-un scenariu. S-a terminat scenariul ăsta. Că se revine la scenariul ăsta sau nu vezi pe parcurs. Asta înseamnă o lună, două, să nu te vezi cu cineva sau cu o familie cu care cât de cât rezonezi sau ai relații, da? De bune relații, da? Și la un moment dat, câteva luni nu te vezi, intri în relație și în amiciție cu altă familie unde la fel poate fi frate, soră și fiu. Și cu sora începi să semeni cu sora. Stai la povești și începi să semeni, ți se desfac și dinții, ți se desface și rasă în cap. La un moment dat te razi cu o zi înainte, două și întâlnești aceeași situație. Cu câțiva, cu un an în urmă, aranjată la păr, te întâlnești cu nu știu cine care se... Știi? Ai ținut în lumină programelul, se taie, se dizolvă. Cu cine rezonează? Câte programele sunt, câte prostii programate de trea, știi ce magi din trei mai zis, pe cuvântul meu cu cine rezonează. Sau bărbații. Vine într-o familie și începe să semene cu partea masculină. Stai un pic. Cu tata, cu bunicul, nu știu cui. Da, ai auzit. Hai, parcă a fost tata, cum ai vorbit ca taică meu. Te-ai purtat ca și bunicul meu și omul se bucură. Dar nu știu dacă e despre asta, da? Ai băgat în cuțite ce ți s-a făcut. Ți s-a făcut, ți s-a făcut un programel să, în orice relație în care vii, asta era un fel de legat și de măști. Da? S-au dat peste ca măștile să s-au pus la energetică. Cine a programat măștile în 3D, vezi, Doamne, ce mag, doștept, zi, IT magic. Chierdec. Da. Se intră în luptă. Ei între ei se mănâncă ca ploșnițele, da, da, da. Și rămâne omul care câștigă bâtele și crede că a câștigat din luptă, da? A câștigat și e a biruit. Yay! Ce a biruit? I-a nenorocit pe ăștia din jur și are de cărat nu numai soarta lui, dar și a alora cu care s-a bătut. Tu înțelegi? S-a lovit, s-a trăznit. Ai răsturnat împăratul? Da. A răsturnat împăratul. Nu te mai doare, am mai zis, nu te mai doare trădarea. Pentru tine e răsturnată, nu te mai doare. Pentru cel care a făcut-o, eu trimiți pachet. La pachet eu trimiți. Se bate la ușă și vine odată cu cine își comandă online ceva, odată cu online-irea, bate la ușă și primești și ce-ai trimis în direcția omului drag. M-am spus tot. Da? Tu ai ieșit din... Și cum ai ieșit tu? Când ai ieșit? Acum ieși. Ancorezi. Deci cum ai simțit că ai ieșit din suspendare mod? Da? Ai trimis... ai suspendat pe altcineva. Marele preot. Și de-abia după, acum înțelegând tot ce ai făcut, tu ești marea preoteasă, fetele băieții, da? În drumul tău apare marele preot. Da? Am mai zis, nu vin jumătate la jumătate, vine un tot întreg la tot întreg, dacă vrea
relației sau dacă nu e pregătit și nu e tot întreg, n-are ce căuta în viața ta. Ebe, acum îți apare, este adus divin în fața ta. Așa ceva. Intervenție divină. Și t-ai spus tot cu cărțile astea două. Da, vine călare frumos. Ați urcat în carul divin, amândoi, da? Frumos. Sunteți magi. Justiția are grija voastră, justiția divină stă și vă apără. Și moartea e răsturnată, bolile, problemele sunt răsturnate, nu mai e așa ceva, n-a fost niciodată. Face. E ce frumos. Drept la țintă. Acolo ești, drumbân.